Flamengo? Não, eu acho. Eu am văzut, dar nu, n-am nicio replică. Ați văzut flăcări mari? Am văzut foc și pe urmă s-a întins și a luat foc. Până am dat asta la 112 și au venit deși. Restul e treaba lor. De la ce-o fi luat foc? După că am auzit și de la boiler. Erau oameni în casă? Da, au fost, au ieșit afară. Proprietara și cu un nepoțel ceva, după câte am înțeles. Și-au apucat să iasă rapid? Au apucat să iasă, au luat un vecin și au băgat în casă la ei aici. Ars cam tot. Au ars, după cum se vede. Ce să mai... Păcat de ei. De că e la nuntă, nu? De la ce a luat foc? Vă este teamă aici aproape, nu? Da, cum sunt? Ia spuneți, cum ați aflat de nenorocire? Am aflat când am auzit gălăgie pe stradă. Auzit gălăgie, da? Și, da. Și atunci mi-a zis vecina că i-a luat foc și bănuiește că de la boiler. Dar... Cum să nu ne fie teamă? Stați cu teamă acum în casă? Stați cu teamă? Deocamdată nu mai stăm, că să bănuim, Doamne ferește. Atâta că pe casa mea au dat cu apă tot timpul și n-am fost lipită. E vecin. E, ce ziceți? Să vezi fumul și flacăra? Te sperii, cum să nu te sperii? Mas peri a rau.